pot proteja și chiar repara ADN-ul deteriorat, reducând astfel riscul de cancer. Îl încetinește creșterea celulelor canceroase și, mai mult, Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi o să discutăm despre legumele care ne protejează de cancer. O să vedeți cum două substanțe prezente în legumele crucifere ajută la eliminarea din corp a toxinelor și au puternice proprietăți anticancerigene. O să vorbim despre mecanismul prin care ne protejați aceste legume. O să vă arăt studii care dovedesc aceste lucruri. O să discutăm despre cum puteți să le combinați cu alte alimente ca să le îmbunătățiți efectul. Iar până la final, sper să vă conving să începeți să mâncați legume crucifere de măcar 3-4 ori pe săptămână. Trec imediat la explicații. Înainte însă, nu uitați vă rog că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați-vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă! Astăzi avem o nouă zi în care mergem să ne facem cumpărăturile din farmacia naturii ca să nu fie nevoie să ajungem să vizităm farmacia normală. Și o să punem în coșul nostru de cumpărături virtual legume crucifere, adică brocoli, germen de brocoli, conopidă, varză kale, varză de Bruxelles, varza noastră normală și ridichii negre. Facem acest lucru pentru că, așa cum o să vedeți imediat, cruciferele pot opri creșterea și răspândirea tumorilor și pot provoca moartea celulelor canceroase. În plus, ele ajută și la neutralizarea și eliminarea toxinelor și a carcinogenilor. Cruciferele fac aceste două lucruri în primul rând cu ajutorul a două substanțe, sulforafanul și indol 3 -carbinolul. Și aș vrea să începem discuția noastră de astăzi explicându-vă ce sunt ele și care sunt beneficiile lor. Sulforafanul este un compus sulfuric ce se formează cu ajutorul enzimei mirosinază atunci când legumele crucifere sunt tăiate sau mestecate. Sulforafanul este intens studiat pentru efectele sale anticancerigene și detoxifiante. Iar aici trebuie să fac o precizare. Detoxifierea mediată de sulforafan este un mecanism important care n-are nicio legătură cu detoxifierea aia vândută pe internet de tot felul de oameni puși pe căpătuială. Sulforafanul stimulează enzimele din familia Glutationes transferază, enzime care joacă un rol esențial în detoxifierea organismului prin conjugarea Glutationului cu toxinele, lucru care duce la eliminarea acestora. Ce se întâmplă, de fapt, în limbajul nostru omenesc? Enzimele, cu nume complicat mai devreme, adaugă o moleculă de Glutation, unui compus toxic din organismul nostru. Adăugarea glutationului face toxinele mai solubile în apă, iar acum organismul nostru poate să le elimine cu ajutorul rinichilor sau aficatului. Rezultatul este că scăpăm de carcinogen și ne scade riscul de a face cancer. Alte beneficii ale sulforafanului sunt protecția antioxidantă. Sulforafanul funcționează ca un antioxidant puternic, reducând stresul oxidativ și protejând ADN-ul, deci scăzând iar riscul de a face cancer inhibă înmulțirea celulelor canceroase. Sulforafanul încetinește creșterea celulelor canceroase și, mai mult, poate induce chiar apoptoza lor, moartea programată a celulelor canceroase. Și tot sulforafanul poate chiar să prevină metastazele. Vedeți deci cât de important este rolul lui în prevenția și lupta împotriva cancerului. Și partea cu adevărat interesantă este că ați auzit abia jumătate din poveste. De ce jumătate? Pentru că jumătate din populația lumii nu produce o enzimă din familia despre care am discutat mai devreme, numită GSTM1. Iar absența ei scade capacitatea de detoxifiere a organismului și crește riscul de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de plămâni, de vezică urinară și posibil de colon, deoarece organismul este mai puțin eficient în eliminarea substanțelor cancerigene. Ei bine, sulforafanul poate compensa absența acestei enzime stimulând activitatea altor enzime implicate în detoxifiere. În plus, sulforafanul nu este doar un compus puternic anticancerigen. Știu că acesta este subiectul nostru de astăzi, dar trebuie să vă mai spun încă două beneficii ale lui. Sulforafanul este neuroprotector, putând să prevină sau să încetinească progresia bolilor neurodegenerative cum ar fi Alzheimer și Parkinson. Și tot el reduce semnificativ inflamația care inflamație este responsabilă de apariția unor boli cronice, inclusiv a bolilor cardiovasculare și a diabetului de tip 2. Mai departe să vorbim puțin și în ce alimente îl găsim. Germenii de brocoli sunt una dintre cele mai bogate surse de sulforafan, urmați de brocoliul matur și de alte legume crucifere, precum kale, varsa de Bruxelles și conopida. Ele trebuie consumate însă crude sau gătite moderat și blând, cum ar fi la aburi, altfel se va distruge o mare cantitate din el. Acum, gata însă cu sulforafanul, haideți să trecem la indol-3-carbinol pe scurt I3C. Indol-3-carbinolul este un compus natural găsit, evident, în legumele crucifere ca brocoli, varză, kale și conopidă. Se formează când aceste legume sunt mărunțite, mestecate sau deteriorate. I3C este deosebit de interesant pentru noi, datorită potențialului său de a reduce riscul anumitor tipuri de cancer. Și să vedem cum face aceste lucruri. Unul din cele mai notabile efecte ale I3C este capacitatea lui de a modula metabolismul estrogenului. Făcând acest lucru, el poate ajuta la conversia estrogenului în metaboliți mai puțin activi, diminuând astfel riscul de dezvoltare a cancerelor dependente de hormoni, cum este cancerul de sân. Apoi, similar cu sulforafanul, indol-3-carbinolul poate stimula activitatea enzimelor de detoxifiere inclusiv glutatione transferazele, facilitând astfel eliminarea carcinogenilor și altor toxine din organism. I3C poate și inhiba creșterea și proliferarea celulelor canceroase în mai multe tipuri de cancer, inclusiv în cancerul de sân, de prostată și de coluterin, prin inducerea apoptozei, moartea programată a celulelor. Compusul a fost studiat și pentru efectul lui asupra prevenirii cancerului de coluterin, fiind asociat cu o reducerea progresiei leziunilor precanceroase la femeile infectate cu virusul papiloma uman, HPV, un factor de risc major pentru acest tip de cancer. Și acum haideți să vedem și câteva studii legate de lucrurile despre care tocmai am vorbit. Cruciferele pot influența metabolismul estrogenului, transformându-l dintr-o formă care poate promova dezvoltarea cancerului, cum ar fi cancerul de sân, într-o formă mai puțin dăunătoare. Tot cruciferele pot proteja și chiar repara ADN-ul deteriorat, reducând astfel riscul de cancer. Cruciferele pot inhiba și angiogeneza, creșterea vaselor de sânge noi care alimentează tumorile și tot ele pot reduce capacitatea celulelor canceroase de a se răspândi. Acest lucru limitează capacitatea tumorii de a crește și de a invada alte țesuturi. Sulforafanul și alți compuși din crucifere pot induce apoptoza sau moartea programată a celulelor canceroase, limitând astfel creșterea și proliferarea lor. Și aceștia sunt doar doi compuși. Cruciferele sunt însă bogate și în foarte mulți alți nutrienți extrem de importanți pentru noi, cum ar fi în fibre, care sunt esențiale pentru sănătatea tubului digestiv și a florei intestinale. Fibrele ajută la prevenirea bolilor de inimă, a diabetului, susțin sistemul imunitar și pot să prevină diferite forme de cancer ale tubului digestiv. Au vitamina C, beta-caroten și flavonoizi, antioxidanți care scad inflamația, reduc stresul oxidativ și combat multitudinea de probleme de sănătate asociate cu ele. Cruciferele au potasiu, calciu, magneziu și vitamina K, necesare pentru sănătatea oaselor, a mușchilor și a celulelor nervoase. Și tot ele au vitamina B9, care este esențială pentru diviziunea celulară normală și pentru formarea ADN-ului și ca urmare are și ea un rol important în prevenirea cancerului. În regulă, mai departe, haideți să vorbim două minute despre combinațiile alimentare care iau aceste beneficii despre care tocmai am discutat și le ridică și mai mult. Vitamina C, din ardeiul gras, de exemplu, îmbunătățește stabilitatea și absorpția sulforafanului în organism, maximizând astfel beneficiile sale. Și același lucru îl face și quercetina din ceapă roșie. Așadar, o salată din crucifere, ardei gras roșu și ceapă roșie o să fie o minune pentru sănătatea voastră. Și dacă o să puneți în această salată și o sursă de vitamina E, cum ar fi niște semințe, o să vă îmbunătățiți și mai mult protecția împotriva cancerului mamar sau de prostat. Să vedem acum însă și cum trebuie să pregătim cruciferele ca să putem accesa cât mai multe dintre beneficiile lor ideal. Pentru a maximiza aportul de sulforafan și indol 3 carbinol, ele trebuie mâncate crude. Dar să fim sinceri, cine mănâncă brocoli crud? Eu cel puțin n-am auzit de așa ceva. Sigur, varză, kale, ridichi, mâncăm cu toți în salată. Dar brocoli și conopidă crudă nu prea. Pentru ele, varianta ideală de a le găti este să le țineți câteva minute la aburi. Un alt lucru interesant de făcut este adăugarea de condimente sau alimente care conțin mirosinază activă, cum ar fi muștarul crud sau hranul, la legumele crucifere gătite, lucru care poate ajuta la formarea suplimentară de sulforafan. Ce mai putem pune în salată sunt germeni de brocoli. V-am spus mai devreme că germenii de brocoli sunt extrem de bogați în sulforafan, sunt chiar pe primul loc într-un astfel de top dacă l-ar face cineva. adăugați deci în salate, smutiuri sau folosiți-i ca garnitură la mâncare. Iar dacă din cine știe ce motiv nu puteți să mâncați constant crucifere, am o soluție și pentru voi. Există suplimente cu sulforafan și indol 3 carbinol. Și faptul că există acești compuși sub formă de suplimente este minunat pentru că cei care au probleme cu tiroida, de exemplu, nu pot consuma prea multe crucifere și nici indol 3 carbinol pentru că sunt goitrogene. Suplimentele cu sulforafan însă n-au astfel de probleme și pot fi folosite inclusiv de ei. Evident, pentru siguranță, cei care au probleme cu tiroida, e bine totuși să discute cu un medic înainte să înceapă să ia sulforafan. Iar acum, concluzii. Cred că v-am convins că legumele crucifere, în special germenii de brocoli, sunt un adevărat scut împotriva mai multor forme de cancer. V-am spus la început că sper să le mâncați de măcar 3-4 ori pe săptămână. Ei bine, ideal ar fi să reușiți să le introduceți zilnic în dieta voastră, dar într-un mod variat, fără să mâncați în fiecare zi același lucru. Cu excepția germenilor de brocoli, din care, dacă aveți cum, v-aș sfătui să mâncați o linguriță pe zi. Și dacă am vorbit de germeni de brocoli, haideți să încheiem cu o idee interesantă și în același timp foarte bună pentru sănătatea voastră. Cumpărați semințe, nu germeni, și lăsați-le 3-4 zile la germinat. Nu e greu, și așa aveți garanția unui produs de calitate și a unei surse excelente de compuși anticancerigeni pe care ați crescut-o cu mâna voastră. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.